s-ar povesti, dragi moșului, a fost odată ca niciodată un uriaș, un uriaș adevărat, un uriaș, uriaș, un uriaș cu ochii albaștri, îndrăgostit de o femeie mică, foarte mică, o femeie mică, mărunțică, o femeie mică, care la rândul iubea o casă foarte mică, cu o grădină sufereastă, iar în grădină mult caprifoi cu flori în urmă. Dar uriașul nostru, dragii moșului, o iubea pe femeia mică, mărunțică, o iubea, o iubea, cu dragostea de uriaș și mâinile-i făcute să ridice un întreg oraș, se împiedicau și nu erau în stare să apuce lucruri mici, lucruri mici, mărunțele, adică să înalțe o casă foarte mică, cu o grădină sufereastă, iar în grădină, mult ca pe foi, florile în urmă. A fost odată ca niciodată, pentru că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti, pe când făcea plopul pere și răchita micșunele, un uriaș cu ochi albaștri, îndrăgostit de o femeie mărunțică și, într-o bună zi, visând la geamul casei sale cu grădină, ea, ochilor albaștri, le-a spus, rămâneți cu bine, rămâneți cu bine. Și a venit un oarecine cu stare și avere și a dus-o pe femeia mică mărunțică la visul ei. Adică i-a construit o casă foarte mică, cu o grădină sufereasă, iar în grădină, mult caprifoi cu florile în lumină. Foarte bine. Foarte bine, dar uriașul nostru a înțeles, în cele din urmă, a înțeles că dragostea de uriaș nu poate ca să încapă într-o căsuță foarte mică cu o grădină sufereastră.